Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur că ne revedem. Doamna Vlah, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Nu știu dacă domnul ministru Nagacevski este disponibil pentru ședința actuală a Guvernului, dar cel puțin vă mulțumesc, doamna Vlah, că v-ați conectat și constat că avem quorumul necesar pentru adoptarea deciziilor în cadrul ședinței actuale a Guvernului. Stimați colegi, haideți să procedem rapid la examinarea agendei de astăzi a ședinței noastre. Punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2021. Stimate domnule ministru Voicu, vă rog respectuos. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea contumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2021. Elaborarea prezentului proiect derivă din prevederile legii numărul 270 din 2008 privind azilul în Republica Moldova, care prevede dreptul beneficiarilor de protecție internațională la ajutor bănesc în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt lipsiți de mijloacele de existență. Pentru a beneficia de ajutorul bănesc, refugiatul sau beneficiarul de protecție umanitară, care solicită acordarea ajutorului bănesc, depune cerere respectivă la autoritatea competentă pentru străini, care o va examina, evaluând fiecare caz în parte și va decide acordarea ajutorului bănesc în funcție de situația materială reală a fiecărui solicitant, în limitele alocațiilor prevăzute în acest scop din legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Deci, ca comparație, în perioada anilor 2011-2020 au beneficiat de așa ajutor 120 persoane, media ar fi 12 persoane pe an. Mărimea ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională constituie 15% față de salariul mediu lunar pe economie. Potrivit hotărârii Guvernului numărul 923 din 2020, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 în mărime de 8.716 lei. Astfel, mărimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de protecție internațională va constitui 1.307 lei 40 bani. Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și nu necesită elaborarea sau modificarea altor acte normative. Proiectul a fost consultat public cu toate părțile interesate, inclusiv expertizat de Ministerul Justiției și Centrul Național Anticorupție. În contextul celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea acestui proiect. Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru. Înțeleg din informația care o am la dispoziție că nu sunt mulți beneficiari ai ajutorului bănesc, beneficiari care ar fi sub protecție internațională pe teritoriul Republicii Moldova, care beneficiază de statutul de azilant politic sau azilant per general în țara noastră. Totodată văd că se mărește cuantumul pentru anul curent. Dacă în anul 2020 suma constituia 1.192 de lei, acum este vorba de 1.307. Și luând în calcul că bugetul pentru acest scop din cadrul autorității competente pentru străini în Republica noastră este de doar 10.000 de lei, respectiv putem deduce că este vorba de câteva persoane care ar urma să beneficieze de acest ajutor bănesc. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, comentarii la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, dacă nu, rog respectuos să aprobăm noul quantum al asistenței acordate azilanților. Vă mulțumesc, proiect aprobat. Stimate domnule general Gaiciuc, vă rog respectuos următorul
proiect din agenda de astăzi a guvernului, a ședinței guvernului. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la rezultatele incorporării în serviciu militar în octombrie 2020, ianuarie 2021 și incorporarea în serviciu militar în aprilie-iulie 2021 se prezintă într-o executare a decretului președintelui Republicii Moldova privind eliberarea din serviciu militar în termen și trecerea în rezerva militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și incorporarea cetățenilor în serviciu militar în termen și cu termen redus în aprilie-iulie 2021. Prevederilor legilor Republicii Moldova cu privire la apărarea națională și cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei. În proiectul hotărârii Guvernului se ia act de rezultatele încorporării cetățenilor în serviciu militar în termen și în cel cu termen redus în octombrie 2020, ianuarie 2021, și se stabilește sarcina de încorporare în aprilie-iulie 2021, în conformitate cu cerințele organelor de conducere ale Armatei Naționale. În proiect sunt stabilite sarcinile autorităților administrației publice locale și ministerilor respective, potrivit atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare. Asigurarea financiară activității comisiilor de recrutare-încorporare, precum și a măsurilor organizate la nivelul local privind încorporarea cetățenilor în serviciu militar, transportarea acestora la comisiile de recrutare-încorporare în organele administrativ-militare teritoriale se va efectua din contul bugetelor administrațiilor publice locale. Transportarea recruților la locul de îndeplinire a serviciului se va asigura din contul bugetului Ministerului Apărării. Implementarea proiectului dat nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare. Rog susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului dat. Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru. Deci este vorba de o hotărâre de guvern standardizată, care în fiecare an sau de două ori pe an este aprobată de către guvern. Și după cum vedeți, este vorba despre înrolarea în Armata Națională a ostașilor care urmează să-și satisfacă serviciul militar în perioada imediat următoare. Stimați colegi, dacă nu aveți obiecții, propuneri, comentarii la proiectul... Da, domnul ministru Voicu? A, nu. Am avut impresia că ați ridicat mâna. Stimați colegi, dacă nu aveți obiecții, rog respectuos să aprobăm acest proiect de hotărâre de guvern. Da, vă mulțumesc, aprobat. Mulțumesc. Stimate domnule ministru Ion Perju, vă rog respectuos următorul punct de pe agenda. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, atenție dumneavoastră se prezintă proiectul hotărârii de guvern privire la transmiterea unor bunuri, elaborat în temeiul prevederilor articolului 6 și ale articolului 14 din legea numărul 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și articolului 8 din legea numărul 523/99 privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. În scopul sporirii eficienței energetice a operatorilor serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suport proiectului Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitate din Republica Moldova, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a achiziționat un set de pompe submersibile și stații de ridicare presiunii cu accesoriile aferente, contribuind la reducerea consumului de energie, în primul rând. Beneficiarii echipamentului au fost selectați în urma analizei rezultatelor disponibile ale auditului energetic și al operatorilor serviciilor de alimentație cu apă și canalizare. Și în acest sens, proiectul hotărârii de guvern stabilește transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în proprietatea a 7 unități administrativ-teritoriale, a 4 pompe submersibile, 7 stații de ridicare a presiunii și a 2 stații de pompare a apelor uzate cu echipamentul aferent. Ministerul, în comun cu autoritățile administrației publice locale vizate în acest proiect,
va institui comisiile de transmitere și va asigura în termen de 30 de zile transmiterea bunurilor în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Proiectul a fost supus procedurii consultațiilor publice, fiind implicate autoritățile de resort, au fost supuse expertizei juridice și anticorupție, toate propunerile și recomandările au fost luate în considerație. În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru acest proiect. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, stimate domnule ministru. Suntem recunoscători partenerilor noștri de dezvoltare pentru faptul că au grijă inclusiv de stațiile de pompare care ușurează activitatea atât agenților economici cât și consumatorii privați din localitățile respective. Prin urmare, cred că cea mai bună soluție ar fi, așa cum se practica și anterior în asemenea cazuri, transmiterea acestor bunuri în gestiunea autorităților locale care vor fi obligați să mențină în stare tehnică funcțională aceste stații de pompare. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern, vă rog respectuos sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Stimate domnule ministru Voicu, vă rog respectuos următorul punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlul de împrumut. Proiectul hotărârii guvernului a fost elaborat în conformitate cu prevederile articolului 3 și articolul 10 din legea cu privire la rezervele de stat și de mobilizare numărul 104 din 2020. Și în scopul executării pozițiilor din planul de împrospătare a bunurilor materiale de rezervele de stat pentru anul 2021, potrivit căreia în anul curent urmează a fi împrospătată cantitatea de 20.787 tone și 62 kg de grâu alimentar din stocul intangibil roada anului 2017. Împrospătarea grâului alimentar este absolut necesară, reieșind din faptul că termenul de păstrare a cantității respective expiră anul curent, fapt care duce la schimbarea calității acesteia, iar în consecință pot fi generate pierderi financiare esențiale pentru bugetul statului. Conform prevederilor proiectului înaintat, Agenția Rezervei Materiale va fi autorizată să elibereze din rezervele de stat grâul alimentar în vederea împrospătării acestuia cu decalaj în timp sau cu titlul de împrumut până la 10 mai 2021 agenților economici producători de pâine, panificație, murărit și celor din sectorul zootehnic. După data de 10 mai 2021, în cazul lipsei solicitanților agenților economici menționat supra, la procedura de împrospătare cu decalaj în timp sau cu titlul de împrumut pot participa agenții economici din categoria depozitarilor responsabili sau din alte categorii, coordonat prealabil cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Restituirea în rezervele de stat a grâului alimentar eliberat urmează a fi efectuată de beneficiari finali din roada anului curent în aceeași cantitate și aceeași calitate în termen de până la 01 octombrie 2021. Criteriile de selectare a agenților economici și condițiile de eliberare a grâului alimentar din rezervele de stat vor fi reglementate în actul administrativ emis de Agenția Rezervei Materiale, iar membrii comisiei mixte din care face parte reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrului Național Anticorupție în calitate de observator, precum și ale altor autorități, vor selecta beneficiarii finali cu asigurarea transparenței întregului proces de eliberare. Eliberarea grâului alimentar se va efectua în baza de contract cu depunerea obligatorie a garanției financiare sau bancare, cuantumul căruia va asigura reîntregirea cantității de grâu alimentar de calitate scoasă din stoc la prețul stabilit de către Comisia Mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare
în temeiul hotărârii Guvernului numărul 5 din 2021. Acoperirea cheltuielilor de contingență în mărime de până la 10% din valoarea cantității eliberate, iar în cazul împrumutului suplimentar și achitarea cotelor pentru împrumut, prevăzute de regulamentul cu privire la rezervele cerealiere de stat, aprobat prin hotărârea Guvernului 128 din 2009. Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat. Urmare celor expuse, stimați colegi, rog să susținem aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, stimate domnule ministru, dar până a trece la procedura de examinare a proiectului hotărârii de guvern, rog respectuos ministrul agriculturii, domnule Ion Perju, dacă puteți să ne faceți o prezentare referitor la situația curentă pe piața de grâu din Republica Moldova. Vă rog mult! Da, vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, stimați cetățeni, pentru că foarte mulți urmăresc ședința guvernului. Vreau să mă expun încă o dată la situația privind asigurarea securității alimentare în țară, întrucât la acest subiect s-au făcut foarte multe discuții și acest subiect, spre regret, a fost atrasă și pe platforma politicului, de fapt, pentru că mulți, sau mai bine zis, unii deputați utilizează acest subiect anume în acest scop. Vreau să vă asigur din start că țara este asigurată cu grâu alimentar și furager până la următoarea roadă. Următoarea roadă care se așteaptă în două luni jumate, să spunem așa, la 1 iulie, care este de obicei perioada când începe recoltarea. Cu toate că în unii ani ea poate să înceapă și mai devreme. Vorbind că securitatea alimentară a țării este asigurată, pornesc de la datele pe care le avem astăzi. Chiar dacă am avut un an agricol destul de dificil, noi am obținut o roadă conform datelor statistice de 570.000 de tone exportate. De la data de 1 iulie până la data curentă, până astăzi, a fost o cantitate de 120.000 de tone. Din aceste 120.000 de tone, vreo 16.000 de tone provin din partea stângă a Nistrului, cantitate care de fapt nu este reflectată și în producția globală din 570.000 de tone de la noi, deci cantitatea care rămâne în țară după ce a exportată este mult mai înaltă. Toate astea mai avem și după datele statistice pe care le avem de la Serviciul Vamal, din baza de date a SICUD, avem și o cantitate de 37.000 de tone importate în Republica Moldova, deci instrumentele economiei de piață lucrează foarte bine. Dacă ne referim la prețul grâului care este astăzi, vreau să menționez faptul că în februarie a fost practic cel mai înalt preț. Acest preț a fost determinat și de prețul regional și prețul la bursele internaționale, când a ajuns prețul pentru o tonă de grâu la 250 de euro. Astăzi și la bursa din Paris prețul este de 211,25, cel puțin așa era la ziua de ieri, de euro la tonă. Prețul scade, întrucât anul agricol care se așteaptă va fi un an destul de bun comparativ cu anul trecut. Anul trecut când a fost și un deficit de cereale la nivel mondial. Și pe piața internă prețul deja a scăzut destul de semnificativ comparativ cu ceea ce avem, este în jur de 4 lei. Am discutat și cu unii producători agricoli și cu unii traderi. Producătorii agricoli sunt destul de optimiști la anul agricol pe care îl vom avea. Vreau să menționez încă o dată că datorită eforturilor depuse de guvern și ajutorul financiar care l-a oferit celor care au fost afectați de seceta anul trecut, avem însămânțate la moment 318.000 de hectare cu grâu de toamnă, semănători care sunt într-o stare destul de bună după situația climaterică pe care am avut-o până în prezent. Trebuie să vă informez chiar și în zilele următoare ne așteaptă vreo 4-5 zile de ploi, la fel condiții destul de bune pentru această perioadă. După datele pe care le avem, după producția globală conform datelor statistice și producția, volumul producției exportate de grâu,
volumul producției care rămâne în țară și consumul intern, atât alimentar cât furager, putem estima un volum încă de vreo 70.000 de tone de grâu pe care îl avem astăzi în țară. Volum de grâu care va fi utilizat atât în panificație cât și ca furager. Respectiv, eliberarea grâului din rezerva de stat pentru împrospătare este un proces, să spun binevenit, este un proces necesar, de fapt, pentru că grâul, într-adevăr, trebuie să fie împrospătat la momentul potrivit. Vom avea un an bun, de aceea Agenția Rezervei Materiale va avea posibilitatea ca să îi se întoarcă să se împrospăteze cu un grâu de calitate în acest an. Totodată, aceste 21.000 de tone menționate de domnul ministru Voicu, după cum am solicitat și din partea Ministerului, vor fi utilizate inițial, primordial, pentru acei agenții economici care se ocupă cu panificația, cu mărăritul sau pentru zootehnie, cu toate că, iarăși, eu trebuie să menționez că, da, sunt puțin reticent în această privință de a utiliza grâul alimentar cu capacități nutritive destul de înalte care sunt pentru panificație, cu glutenul de 21-22% pentru zootehnie. Dar dacă vor fi agenții economici care vor dori să-l utilizeze în zootehnie, de ce nu? Doar că dacă pe parcursul într-adevăr o perioadă mai lungă de timp nu vor fi doritori, într-adevăr, din punct de vedere economic, statul nu trebuie să piardă aceste cantități care ulterior vor fi transferate într-o altă categorie, adică nu alimentar, dar furager, și va pierde în preț. De aceea, Ministerul Agriculturii va susține acest proiect de hotărâre în condițiile în care a fost menționate și de domnul ministru Voicu, și încă o dată vreau să rog și politicienii ca să nu facă ajutaj, să nu atragă agricultura pe platformă politică, pentru că țara este asigurată din punct de vedere alimentar. Aceasta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc, domnul ministru. Am doar o mică precizare care vă rog să confirmați sau să infirmați. Noi ați menționat că, potrivit datelor statistice, la ora actuală, pe piața internă din Republica Moldova sunt disponibile în jur de 70.000 de tone de grâu la ora actuală. Aceste 70.000 de tone sunt calculate. Noi nu le putem, statistica nu ne oferă astfel de date. Ele sunt calculate în conformitate cu volumul total produs, exporturile, importurile care sunt și discuțiile pe care le-am avut, inclusiv și cu producătorii și traderii care sunt astăzi pe piață. Deci, spre spunem estimativ, sunt 70.000 de tone, da? Repet, estimativ. Cifra asta presupune și aceste 21.000 de tone care urmează să fie eliberate din rezerva de stat sau nu? Nu. Este vorba. E o cantitate fără această rezervă. Respectiv, da. Plus încă 20.000 de tone, noi ajungem la 90.000 de tone. 91.000 de tone estimativ. Prin urmare, vărsarea din rezerva de stat a încă 21.000 de tone de grâu pe piața internă, cu siguranță va avea un impact și asupra formării prețului pe piața internă la grâul alimentar și la grâul furajer. Domn prim-ministru, instrumentele pieței le înțeleg toți deja destul de bine. Cerere și ofertă. Ofertă mare, prețul în jos, cerere și așa mai departe. De ce? Exact. Nu trebuie deja să mai fac careva training-uri aici. Toți să înțeleg, dar iarăși, în situația în care nu vor fi agenții economici care vor dori ca să utilizeze grâul din oferit de rezervă de stat, înseamnă că sunt alte rezerve în țară. În situația în care nu vor fi, acest grâu nu trebuie să se piardă. Economic, banii trebuie să ajungă în buget sau la rezerve materiale pentru a fi reîmprospătat. Aceasta am vrut să spun. Domnul ministru Voicu, doriți mai adăugați? Da, domnule prim-ministru, vreau să confirm ceea ce a spus domnul ministru Perjo. La cele 70.000 de tone estimativ care au fost acum pronunțată această cifră, în afară de aceste 21.000 de tone care urmează să fie împrospătate și noi le eliberăm de pe stoc, mai rămân încă 31.000 tone, ce ar însemna în jur de 100.000 tone de grâu în țară încă
este. Vreau doar cu o concretizare. Agenția rezervelor de stat nu are la păstrare grâu furajer. Și la ceea ce a menționat domnul Perjul, că este un ajutaj a unor politicieni care, neîntrând în esența că agenția are doar ca scop să selecteze bunurile conform nomenclatorului, le păstrează, le împrospătează, le păstrează în cantitatea și calitatea prevăzută, le împrospătează și le eliberează doar la decizia Comisiei situații excepționale. Unii agenți economici fac apel la unii politicieni, care politicienii vor să își să obțină careva dividende politice, că își doresc grâul din rezervă la prețul de grâu furajer. La aceasta se referit domnul Perjul că pot fi aduse prejudicii. Pentru că în cazul că dacă noi nu reușim la ziua de astăzi să împrospătăm cantitatea de 21.000 de tone până la 10 mai, am luat încă 10 zile rezervă, fiindcă termenul este la 1 mai, este riscul ca acest grâu să treacă în alte categorie, 900 lei mai puțin decât costul care este la ziua de astăzi. Fiindcă odată ce grâul se va ieftini pe piață, evident că acest grâu din rezerve o să fie format costul de către membrii comisiei, reieșind de pe piața națională. Da, vă mulțumesc, domnul ministru. Important însă este următorul fapt. Cu certitudine, Agenția Rezervei Materiale urmează să împrospăteze lotul de aproape 21.000 tone de grâu alimentar. Totodată este foarte important ca acest grâu care urmează a fi pus la dispoziție agențelor economici din rezerva de stat să fie orientat prioritar către agenții economici producători de pâine, panificație, murărit și celor din sectorul zootehnic. Tocmai și acum vorbim la modul prioritar pentru guvern. Deci noi ne propunem ca până la data de 10 mai anul curent, agenții din categoria prioritară stabilită prin această hotărâre de guvern, care activează în domeniul panificației, murăritului și celor din sectorul zootehnic, rugăminte mare, manifestați interes pentru contractarea cantității necesare domniilor voastre din stocul pus la dispoziție pe piață de către Agenția Rezervei Materiale. Este vorba de o cantitate impunătoare de 21.000 tone de grâu și dacă până la 10 mai nu se atestă epuizarea acestui stoc sau partea restantă din 21.000 de tone care la data de 10 mai va mai rămâne disponibilă, urmează să fie propusă spre achiziție agenților economici din categoria depozitarilor responsabili sau din alte categorii, dar atenție mare, aici Agenția Resurse Materiale va coopera în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Lucru care este pentru prima dată stipulat în hotărârea de guvern în general a Republicii Moldova, când se convine asupra unei cooperări între ambele instituții, între Agenția Rezervei Materiale a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Agriculturii. Important, mai repet, este ca acest grâu din rezerva de stat să fie orientat exclusiv pentru consumul intern, urmând să fie susținute, repet, unitățile economice care activează în domeniul panificației, murărit și sectorul zootehnic. Este absolut necesar să susținem prioritar aceste sectoare la etapa actuală. Pe de altă parte, stimate domnule ministru Voicu, stimate domnule ministru Perjul, aș aprecia enorm dacă Comisia de Selectare și Comisia Mixtă, în procesul de semnare a contractelor sau în procesul de examinare a scoaterii acestei cantități din rezerva de stat,
Am apreciat foarte mult și cred că și agenții economici care intenționează să participe la procesul de achiziție a grâului respectiv, să le putem oferi la un preț mai atractiv decât prețul actual de pe piața internă a grâului. Rămâne de acum la discreția dumneavoastră să vedeți care ar fi prețul optim atât pentru Agenția Rezerve Materiale, ca să nu punem Agenția Rezerve Materiale în situația de a lucra în detrimentul financiar, dar totodată să nu uităm și de necesitatea care o au agenții economici, producători de pâine, produse de panificație, mărărit și sectorul zootehnic. Stimați colegi, rog alte opinii, comentarii vis-a-vis de acest proiect de hotărâre de guvern. Domnul ministru Nagacevski. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, eu mă bucur că s-a identificat totuși o soluție pentru a împăca securitatea economică pe de o parte și securitatea alimentară pe de altă parte prin acest proiect. Totuși, ținând cont de faptul că el a fost definitivat în regim alert acest proiect și au fost anumite scăpări în ceea ce privește coordonarea cu instituțiile responsabile pe domeniul protecției concurenței și pe domeniul protecției luptei împotriva corupției, Ministerul Justiției a preluat inițiativa și a discutat cu reprezentanții Consiliului Concurenței, care ne-au comunicat următoarele. Că ar fi bine că noi să aprobăm cu titlul de principiu acest proiect de hotărâre de guvern, înainte de a-l publica în monitor oficial, este nevoie să notificăm Consiliul Concurenței pentru analiza măsurilor adoptate asupra concurenței. Deci este o recomandare pe care eu am să insist pentru a susține acest proiect, astfel încât dacă îl adoptăm, întâi notificăm Consiliul Concurenței că ei să-și facă treaba lor și după aceea să meargă la publicare în monitor oficial. Totodată, pe domeniul luptei cu corupția, ideea este următoarea. Procedura de repartizare a grâului alimentar trebuie să se facă în baza unor criterii clare de selectare a agenților economice, care vor prelua acest grâu. În același timp, aceste categorii de agenți economici care vor beneficia de acest grâu să nu fie ca intermediari și să nu utilizeze acest grâu cu scop de stocare și de export după data de 10 mai. De aceea aici trebuie să fim foarte atenți pentru a ne asigura că, într-adevăr, punctele care le-am introdus în proiectul de hotărâre de guvern se utilizează cu bună credință și să nu intervină iarăși speculanții care vor colecta grâul și îl vor bloca până la data de 10 mai și nu vom ajuta cu nimic agenții economici din Republica Moldova. Astea sunt recomandările și propunerile Ministerului Justiției. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru Nagacevski. Propunerile sunt concludente și în mod cert, înainte de publicarea hotărârii de guvern în monitor oficial, evident că vom solicita opinia Consiliului Concurenței la textul respectiv și aveți perfectă dreptate. Trebuie să fim siguri de faptul că prevederile acestei hotărâri de guvern vor fi realizate cu bună credință, evitându-se trucurile economice prin achiziția grâului din rezerva de stat cu revânzarea ulterioară prin două, trei companii interpuse. Stimată doamnă Pogolș, ați dorit și dumneavoastră să veniți cu un comentariu. Stimate domnule prim-ministru, mulțumesc. Deja nu mai am comentarii. Da, sau vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă nu mai sunt alte propuneri, obiecții la prezentul proiect a hotărârii de guvern, rog respectuos, acceptă dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Proiect aprobat. Acestea au fost punctele inserate în agenda ședinței de astăzi a Guvernului. Stimați colegi, am o rugăminte foarte mare către fiecare dintre domniile voastre, ca atunci când convocăm ședința Guvernului, aș fi extrem de recunoscător ca să participăm cu toții la ședințele Guvernului, mai ales că ele sunt anunțate din timp. Iar în situația în care unii dintre dumneavoastră, din vari motive, obiective, mai puțin obiective, nu puteți onora cu prezența fizică sau online ședința Guvernului, aș aprecia dacă ne puneți la curent din timp despre imposibilitatea participării la ziua și ora indicată pentru ședința Guvernului, în așa fel încât să putem gestiona de comun acord desfășurarea ședințelor Guvernului în corpore.
evitându-se situația când lipsește quorumul în cadrul ședinței guvernului. Stimați colegi, acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru participarea activă și pentru deschiderea la identificarea compromisurilor în subiectele de locușare pe care le avem de a le aproba în cadrul ședințelor guvernului. Vă mulțumesc mult și dați-mi voie să vă urez o seară deja plăcută în continuare.